Salut tuturor mea și bine v-am regăsit la un nou clip de Faction. Ei bine, v-aș ruga pe toți să nu uitați și voi să apăsați pe butonul de like dacă vreți episoade în continuare. Ei bine, după cum vedeți, am cartușe, am blocuri, garduri, chestii la mine. Ei bine, nu știu dacă știați voi, dar Secret Factions au făcut o fermă de cartus, wow, bine, au de gând să fac o fermă de cartus, că nu-i terminată. Și eu m-am gândit să-i ajut, ținând cont că în clipul acesta nu am bază de raid, deci am căutat off-camera destul de mult, sincer să fiu, și n-am avut bulan de absolut nicio bază. Și nu, bă, aici am mai făcut rândurile astea spus de mine, și acum vreau să continui chestia asta, adică, da, bă. Acum am să vă mă și pe voi cum să faci o fermă de cartus. Bine, nu am făcut mai eu la ferma asta, e logic, dar o să continui eu, că rândul de sus, cum a sunat asta, nu-i făcut de mine și, da. Da, cum a sunat asta. Wow. Gata. Acum punem chestia asta. Facem așa ca un fel de scar. Să vin voi imediat de ce. Ok. Am venit voi și un ex mai bun și fac lopata. Ok, pot să iau send-ul. Aia mă ajută. Bla bla bla. Haide că-l tai și pe ăsta. Am nevoie de fence și asta e chestia că astea sunt în aer din cauza celor din facțiune, adică a vrut și să facă ceva bine, să facă și ceva ok și au dat fail după cum vedeți și ne. Ok, deci acum trebuie să pun carte aici între astea. Pam pam pam, pocă și pun. Gata, da? Acum punem chestiile astea. Gata. Am mai am grijă să nu pice, să nu sparg blocul unde e sendul. Ok, și am mai chestii, pom pom pom. Cam așa, cam ăsta e motivul ce am făcut asta. Și acum să vă întrebați de ce am pus și blocul ăsta. Am asta, ok, așa, și să pun blocurile de jos. Ei, m-am ce tactică pe legendă, adică, no, mă. Sunt un tacticos, ce pot să spun. Sunt cel mai mare om care a făcut fermă de cartus din lume. După Minecraft. Lumea este, what the fuck, ce-i cu mine? Gata, după să fiu atent să sparg printre, adică blocurile ce nu mai au ce căuta. Da, nu-i bai, adică avem pickex bun și ne permitem, bă. Așa. În primul rând, asta nu am nevoie. Rândul ăsta. A fost foarte complicat, ce pot să spun. Și acum așa. Fucking bun. Așa. Cred că iau ăsta. Gata. Să-l pun la loc că am dat fail, așa. Gata, acum așa. Îmi place că sparge instant și e ok. Am ratat blocul ăla. Și ăsta, gata. Și ăsta. Bine, mă. Și a fost destul de easy până acum, ce pot să spun. Aici e chestia că nu trebuie să mai punem încă o dată, că dacă am pune așa, nu mai trebuie să mai punem cactusul, că nu au perete și bla bla bla. Așa. Mai facem o dată chestia asta. Pam 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 pam. Bine, acum e așa ceva mai complicat, că după dacă ajungem mai jos, va fi mai simplu că ajungem de pe podea și da.
Da, acum e ceva mai complicat. Și după, na, adică cu cactus putem să-l vindem și facem destul de mulți bani. Adică vine destul de bine, adică, bă, firma de cactus îmi place că nu trebuie să apeși pe buton, trebuie să o fulezi, nimica. Pur și simplu stai în bază și pică cactus, adică firma merge dacă stai în bază, că e entitate și da. Mai exact funcționează ferma de minune. Adică nu e așa că să te duci să o culegi, aha, că și dacă ai avea o fermă automată de, nu știu, de Netherwart, trebuie să tragi de ea pe aia, să plantezi din nou. Asta nu, e o fermă care o lași acolo și decât iei recolta, să spunem așa. Și destul de ok, ținem cont că nu muncești absolut deloc la ea. Da. Acum știa că e ceva mai puțin bani, gândiți-vă că e destul de avantajos. Așa. Pam, 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 pam. Acum hai să pun și ăsta. Gata. Și să părtim așa. Gata, mamă, ce tactică pe legendă, oameni buni. Pam, 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 pam. Mai am luat și gata, termin și aici. Haide. Bine, după ce ne gândim cum facem să vină apa. Dacă dau HS, vedem că am 51 de hopere și hopperul e destul de scump, adică se cred costă. Pam pam pam, hopper costă 10k, da, nu se craftează și trebuie să-l cumperi și dacă îl cumperi e destul de scump. Și asta îl face prețios. Adică am găsit o fermă de, am găsit o fermă și avea hopere și l-am luat imediat că știam că sunt scumpe și că n-am bani să-mi iau. Lol, ce pun de ăsta când trebuie să pun sand? Așa, mă duc să pun cactus și gata. Wow, ce complicat e. Gata. Și altceva? Trebuie să sparg printre ca să pice cactusul. Fail fucking noob. Ok, pun ăsta înapoi și sparg așa, gata. În sfârșit am terminat cu chestia asta. Acum mai am încă un rând. Ok, celălalt de YouTube e mult mai easy, adică gândiți-vă și voi că asta de jos am deja puse astea și în al doilea rând e jos și am mult mai mult sport dacă ajung de jos. Așa să pun blocurile astea, bla bla bla, înțelegeți voi ideea. Ok. Acum mă întorc înapoi. Da, bă, chestia că ăsta e ultimul rând, că după nu mai cape. E, nu-i bai, pana mea. Haide. Tocă și pă. Am rămas primit cum de nu am primit raid până acum, adică... Da, wow. Interesant ce pot să spun, adică sincer să fiu trebuie să avem raid până acum, adică no, nu neapărat, dar am avut nebula, n-a pus de raid, în fine, n-am mai ieșit nici eu din bad să văd, bă, ce-au putut și-au mai dat și ei, au mai încercat să ne dea raid ceva chestii, nu. Că n-am făcut chestia asta.
Cred că aceea nu mai e deloc, văd, adică n-au continuat tot. Și să exact cu asta. Ce îi face chestia asta? Fac un noob. Așa, hai să continui eu și ferma de sus. Hai că nu e așa de mult de făcut. Să aici am spart asta, că nu trebuie, că trebuie să pun chestia asta. Gata. Acum pot să spart easy. Gata. Și ce mai am nevoie? Cred că nu mi-aduc aminte. Mai pun aici pam, 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 pam. Și cactus. Așa, bă, cred că mai am nevoie de cart, de chestii de genul. Că... da, mai am nevoie. Am crafting hai că am lângă mine. Hai să fac chestia asta. What the fuck? În fine. Shop. Gata. Așa, bă, văd că funcționează. De ce am făcut chestia asta? De ce am fost noob? Please, explicați-mi. Așa, dar să bar și cam partea mea mai fac ceva legendă. Că mi-am nevoie de cactus. Aș putea tăia ceva de la shop sau... shop, ceva, cactus? Că e. 364, hai să iau un steak, pana mea. O să-mi scot eu banii după, wow. Ok, hai să pun astea. Poate nu merge fermată și... nu cred fac. Dar merge, am că pică cartuș și... e ok dacă pică. Adică cam ăsta e motivul. Așa, și acum punem cartuș. Haide bă. Gata. Așa. Lol, era de fapt blocul ăla. Nu. Hai să-mi aplic exul mai slab, ăsta. Când vreau să... o să fac ceva ce nu trebuie. Ok, gata, în sfârșit am terminat și rândul ăsta. Lol. Ok, acum chestia e că... hai să vedem mai întâi cum trebuie să fac eu, bla bla bla. Ok, aș putea să plec de aici. Câte cartuși pe jos? În fine, aici cumva nu e fence. Da, chiar nu era. Bă, stai! Rândul ăsta nu-i deloc aproape. Stai. Aici nu trebuie. Aici trebuie. Gata. Easy. Sunt cartuși pe jos. Uite că e. Ei. Bine, acum chestia e că e și ceva risc, dacă pică un cactus mai handicapat, poate să pice pe celălalt de jos și să respawneze. Știți și voi că cactus și respawnează. Nu, acum dacă pun așa, nu. Să pun 3 rânduri de cabel. 1, 2, 3. Send și ăsta. Cam enervant de bot să spun, adică 3 rânduri, wow. N-ar fi mai timp să fac chestia asta. Bine, acum e mai easy că... stau mai pe jos și...
Așa. Pam, pam, pam. Stai, ce am făcut greșit? Unde? Ah. Aici, gata. Totul e sub control. Nu e așa de complicat, adică de complicat, adică pana mea. Stați un bloc și gata, uite. Un bloc, da, unul nu, că de în cap să fii să nu-ți dai seama. Uite, gata, am făcut și rândul ăsta. Acum, hai să fac chestia asta. Adică acum mă mișc mult mai bine, că... Da, nu trebuie să mai mă salt cu blocul, chestii. Dacă aveam fly rap, genial. Adică, wow. Știi că am avut o fermă de asta de cartuș și scoteam destul de mult, destul de mulți bani. Dar bine, am avut perfection pe... Sau nu perfection, pe survival, pe play, dacă nu mă șel. Și eram bogat din vina fermei. Gata. Aici aș putea să mai fac o dată. What? Ce-am făcut? Ah. Oh, lol. Nimic a spart. Hai să mai puteți mai venim încă o dată. Acum nu știu ce-a făcut chestia asta. Păi nu știu a putut să ajungă sau nu știu. Dar nu e așa o mare problemă că pot să fac imediat. Yay. What? Nu mai am night vision. Nu vreau. Sper am amuzant că îmi trece night vision-ul deși am infinit. Ok, deci cam atât a fost și cu acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați și voi să apătați pe butonul de like. Și când am fost așa un clip interesant, dar chiar n-am avut ce să fac altceva și da. Ok, dacă v-a plăcut și voi să apătați pe butonul de like și ne vedem data viitoare, mă, baftă.